Bună ziua! Profesor Cristina Popa, expert realizare resurse educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre alte forme de exprimare a timpului trecut al indicativului, perfect simplu și mai mult ca perfect. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 -a, de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiară. Tuturor ne place să fim în mijlocul evenimentelor, să avem ce povesti prietenilor. Dar știm să povestim încât să le captăm atenția, să înțeleagă acțiunea și să intre în atmosfera evenimentelor? Ce forme ale timpului trecut al verbului folosim într-un text narativ? Pentru a descrie cadrul în care se desfășoară acțiunea sau pentru a face portretul personajelor, folosim Imperfectul. De exemplu, era o zi frumoasă de vară, soarele trimitea spre pământ raze fierbinți. Sau, Andrei era un băiețel dornic de aventuri, mai ales povestite. Avea o privire curioasă și își găsea mereu timp pentru a asculta poveștile spuse de colegii lui. Pentru a prezenta acțiunile, evenimentele în comunicarea curentă sau în scrierile din literatura contemporană, folosim perfectul compus. De exemplu, într-o noapte mi-a apărut în față o arătare care era cât un uriaș. Dornic cum eram să ajung mai repede acasă, nici nu l-am observat când a venit, încât m-am speriat auzindu-i vocea chiar din fața mea. Să ne reamintim cele două forme de exprimare a timpului trecut învățate. Imperfectul. Eu cântam, tu cântai, el sau ea cânta, noi cântam, voi cântați, ei sau ele cântau. Perfectul compus. Eu am cântat, tu ai cântat, el sau ea a cântat, noi am cântat, voi ați cântat, ei sau ele au cântat. Există alte două forme de exprimare a timpului trecut al indicativului. Perfectul simplu este timpul povestirii la persoana a treia în textele narrative literare. În vorbirea curentă, este folosit mai ales în Oltenia, arătând acțiuni terminate recent. De exemplu, cocoșul alb cu găinile lui ieșise în curtea din spatele casei după insecte. Cum căuta de zor, cocoșul își auzit tovarășele șoptind. Ridică semeț capul și, drept înainte, din partea cealaltă, vrăjmașul negru se proptise gata de luptă. Găinile se opriră curioase. Și mai mult ca perfectul, care, în textele narrative, indică acțiuni din planul secund, adică o acțiune trecută, terminată înaintea altei acțiuni trecute. De exemplu, Frunza simțise că puterile aveau să o părăsească. Câteva tovarășe, smolse de vânt, fluturară prin aer. Parcă se îngălbeniseră mai repede și cădeau într-una. Într-o zi, în tot copacul, rămăsese numai ea. Să observăm cele două noi forme de exprimare a timpului trecut. Perfectul simplu. Eu cântai, tu cântași, el sau ea cântă. Atenție, accentul pe A. Noi cântarăm, voi cântarăți, ei sau ele cântară. Și mai mult ca perfectul, eu cântasem, tu cântaseși, el sau ea cântase, noi cântaserăm, voi cântaserăți, ei sau ele cântaseră. Observăm la toate persoanele se. Să exersăm folosirea celor două noi forme de exprimare a trecutului. Completați spațiile punctate din textul de mai jos cu formele potrivite de perfect simplu sau de mai mult ca perfect, notate în partea dreaptă, ale verbelor dintre paranteze. Dar, deodată, de după gard, a sări mare cu coada rotundă cât soarele l-a răsărit un păun. Pasărea, a se legăna o clipă, apoi își a strânge coada și zbură în drum. De ăsta nu mai scap, a crede, crăbușul. Păunul s-a apropiat, l-a răsturnat cu ciocul pe spate, apoi iar l-a întors cu mâl, a găsi și, lăsându-l, își, a vedea, de drum. De pe gard, o vrabie care văzuse multe în viața ei, își a așeza puișori în rând să privească de cum a zări cărăbușul jos. Sări Se legănă Strânse Crezu Găsise Văzu Așezase Zărise vă propun să exersați singuri sau împreună cu un coleg. Scrieți un text narrativ, între 80 și 100 de cuvinte, în care să povestiți o întâmplare, reală sau imaginară, petrecută într-o zonă de munte și în care să folosiți cel puțin patru verbe la perfect simplu și două verbe la mai mult ca perfect. Când povestiți, folosiți verbele la timpurile potrivite. Succes!